Moment emoționant aseară pentru Nicolae Ciucă în timpul unei dezbateri electorale. Liderul și candidatul PNL la prezidențiale le-a avut alături pe soția sa, pe nora sa, dar și pe nepoțica sa, care a dezvăluit cum îl strigă pe Nicolae Ciucă, dar și ce joc a învățat de la el. Ministrul Energiei dă asigurări că românii nu vor plăti facturi mai mari la iarnă. Sebastian Burduja a subliniat că schema de compensare plafonare la energie electrică și gaze rămâne în vigoare până la 1 aprilie. Simultan, România și-a asigurat deja stocurile de gaze naturale pentru sezonul rece. Apar noi detalii despre dificultățile financiare în care se află extremiștii de la AUR în prag de alegeri. Invitat ieri în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, fostul deputat al partidului, Ringo Dămureanu, l-a acuzat pe șeful AUR că se folosește de banii din subvenții. Detalii imediat la știri. Moment emoționant aseară pentru Nicolae Ciucă în timpul dezbaterii electorale de la Antena 3. Liderul și candidatul PNL la prezidențiale le-a avut alături pe soția sa, pe nora sa, dar și pe nepoțica sa. Vizibil emoționată, soția sa, Maria Cristina Ciucă, a povestit despre dificultățile prin care a trecut în perioada în care Nicolae Ciucă a fost plecat în misiuni departe de casă. Suntem obișnuiți să stăm departe unul de altul. Nu e bine. Viața noastră n-a fost simplă. Și de ce vă spun că n-a fost simplă? Pentru că e foarte greu luni la rând să stai cu teama că cel drag ție, soțul tău, tatăl copilului, e posibil să nu se mai întoarcă acasă. Ori gândurile astea care ne-au urmărit, deci gânduri negre pe care încercam să le dau deoparte. Mă rugam la Dumnezeu să nu se întâmple nimic grav și să se întoarcă acasă. Conștientizam importanța a ceea ce făcea acolo. Știam că nu-și poartă numai lui de grijă, știam că sunt sute de oameni care depind de el. Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, iată-ne aici împreună cu dumneavoastră. La rândul său, nepoțica liderului PNL a dezvăluit cum îl strigă pe Nicolae Ciucă, dar și ce joc a învățat de la el. Pe tine cum te cheamă? Sia. Cine? Cum? Sia. Vai, ce nume Sia. Frumos. Cine e dânsul? Cine e? Bunelu. Bunelu. Salut, mâna. Nu se întâmplă să joci cu Bunelu? Da. Da. Bun. Ce te-a învățat Bunelu să joci, Sia? Sa. Șah. Joci șah? Da. Wow. Wow. Învață. Ministrul Energiei dă asigurări că românii nu vor plăti facturi mai mari la iarnă. Sebastian Burduja a subliniat că schema de compensare plafonare la energie electrică și gaz rămâne în vigoare până la 1 aprilie. România și-a asigurat deja stocurile de gaze naturale, iar cât privește gradul de umplere în lacurile de acumulare, suntem la aproape 70%, a mai spus Burduja. Vă reamintim, consumatorii casnici plătesc la energie electrică cel mult 68 de bani pe kilowatt-oră pentru facturile de până în 100 de kilowați pe lună, și cel mult 1 leu și 30 de bani pe kilowatt-oră pentru consumuri de peste 300 de kilowați. La gaze naturale, plafonul a fost stabilit la 31 de bani. Nicolae Ciucă subliniază, nu am fost niciodată comunist. Este răspunsul liderului și candidatului PNL la prezidențiale la întrebarea pusă de contracandidatul său de la PSD, Marcel Ciolacu. Ciucă a clarificat subiectul aseară într-o dezbatere electorală organizată de Antena 3. De 3 ani de zile înțeleg că ați fost aliat cu urmașul Partidului Comunist, cu Partidul Social Democrat. Eu nu am fost niciodată membru al Partidului Comunist. Dumneavoastră ați fost membru al Partidului Comunist Român? Nu am fost niciodată comunist. Înainte de 1989, fiecare ofițer al armatei române era membru al Partidului, dar nu am fost niciodată comunist. Ca atare, până în 1989, asta a fost. Pentru toți militarii armatei române, toți cei care am absolvit școala militară. Nu am ce să ascund, a fost obligatoriu, deci a fost absolut obligatoriu.
Am terminat școala militară cu media 9,69, al șaselea în promoție. Și asta a fost situația. Dar nu am fost niciodată comunist. Am fost ofițer de carieră, mi-am văzut de cariera mea și nu-mi pare absolut deloc rău de ceea ce am făcut în carieră. Proiectul prin care pensiile militarilor sunt majorate a fost votat astăzi de plenul Camerei Deputaților. Au fost 231 de voturi pentru și 31 împotrivă. Proiectul de lege merge acum la Senat, forul decizional, și va fi dezbătut și votat în procedură de urgență. Concret, în forma aprobată de deputați, actul normativ prevede ca actualizarea pensiilor militare să fie raportată la media soldelor de funcție sau a salariilor de funcție. În plus, foștii angajați din penitenciare au fost incluși și ei la actualizarea pensiei militare. Proiectul de lege a fost introdus încă din vară în Parlament, însă a bătut pasul pe loc după neînțelegerile din coaliția de guvernare. PNL a acuzat în repetate rânduri PSD că tergiversează supunerea actului normativ la vot. Apar noi detalii despre dificultățile financiare în care se află extremiștii de la AUR în prag de alegeri. Invitat ieri în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, fostul deputat al partidului, Ringo Dămureanu, l-a acuzat pe șeful AUR că se folosește de banii din subvenții. George Simion nu a fost președinte înainte de 2022, era copreședinte. Era un raport, zicem noi, echilibrat acolo de conducere cu Claudiu Târziu, cu senatorul Lavric. Dar el și-a dorit foarte mult să devină președinte și doar la câteva luni după ce s-a instalat împreună cu Marius Lulea, a încetat propaganda aceea că ei nu mai cheltuie banii din subvenție. Și să știți că am fost probabil primul om curios să văd ce s-a întâmplat cu acești bani. Toate aceste informații sunt publice la nivel de detalii, le găsiți pe site-ul Autorității Electorale Permanente. Dar eu le-am făcut publice și prin centralizarea acestor rezultate. Am muncit 2 săptămâni să adaug toate acestea, să fac un tabel cu toate sumele, pe toate capitolele, pe fiecare lună în parte, iar rezultatul, vă spun, pe mine m-a descumpănit. Când am văzut că ei au cheltuit absolut la blan această subvenție, mi-am dat seama de ce au ajuns în situația în care acum, înainte de alegeri, să ceară bani la candidat și mai nou cer bani la cei care merg în secțiile de votare să le dea câte 100 de lei, altfel nu îi vor desemna în secțiile de votare. Deci vă dați seama, partidul este într-un faliment total. Marius Lulea tace, Simion tace, dar uitați-vă că tocmai contabilul șef al lor și-a dat demisia. Deputatul a și dat exemple despre cum sunt cheltuite fondurile partidului primite de la bugetul statului prin subvențiile date de Autoritatea Electorală Permanentă. Se cheltuie 400.000 de euro pe sondaj în octombrie-decembrie 2023, când nici nu erau alegeri, nici nu se apropiau alegeri. Și niciun caz în 2024 înainte de alegeri locale sau parlamentare sau europarlamentare sau acum. 400.000 de euro. Sunt milioane de euro cheltuite pe așa numită organizare a activității de partid, în care nimeni nu-și dă seama ce fel de organizare, din moment ce membrii plătesc din buzunar toate deplasările la toate întâlnirile, își cumpără materiale de propagandă. Și apropo, vă fac o dezvăluire în premieră națională. Vă rog. În AUR se vând nefiscalizat materiale textile de publicitate, șef, tricouri, steaguri, etc. etc. Va fi interesant să aflăm dacă nu cumva acestea sunt cumpărate sau au fost cumpărate din bugetul partidului, dar sunt distribuite de șmecheri prin rețeaua de partid. Și ei după aceea își colectează acești bani și împart între ei. Vă reamintim, chiar deputatul Ringo Dămureanu a anunțat public cum șefii AUR cer candidaților de pe listele partidului câte 60.000 de euro pentru un loc eligibil la parlamentarele din 1 decembrie. Șefa și candidata USR la prezidențiale continuă ironiile la adresa lui Nicolae Ciucă. Liderul PNL i-a răspuns aseară într-o dezbatere electorală organizată de Antena 3 că nu a jucat niciodată golf și a subliniat că ar fi bine să nu mai aducă în discuție subiecte despre care nu are suficiente informații. Pentru domnul Ciucă, chiar îmi e simpatic și nu vreau să-l încurc,
dar l-aș întreba așa, din curiozitate, câte găuri ați nimerit din terenul de golf de la Neptun sau ați tras ca la Nasiria? Da. Răspunsul este foarte simplu. Eu la ce nu mă pricep, nu mă bag. Ca atare n-am jucat golf în viața mea. Și asta cu nimeritul găurilor e cu tâlc. Iar când vine vorba de Nasiria, după emisiunea de aseară, am putut să constat foarte simplu că doamna Lasconi, cu tot respectul și condescendența, îi spun că acolo unde nu se pricepe, este bine de asemenea să nu se bage. Nicolae Ciucă a afirmat în mai multe rânduri că în bătălia de la Nasiria nu a fost vorba de ceva ieșit din comun, ci doar de executarea unei misiuni. Rinele Roșu, major în rezervă și fost ofițer de operații în timpul luptei, a declarat la lansarea programului prezidențial al liderului PNL că atunci când asupra coloanei a început să se execute foc, Ciucă a luat decizia să comande personal ieșirea din ambuscadă și a continuat misiunea și nu s-a întors în bază până nu s-a asigurat că ultimul om, ultimul transportor este prezent în siguranță. Viorica Dăncilă dezvăluie cum a fost trădată de PSD în 2019, atunci când a candidat la președinția României. Fostul premier a fost invitata ediției de ieri a emisiunii Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Dăncilă. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Dăncilă a trecut cu 5 voturi, toate de la PSD. De aceea eu niciodată nu am acuzat partidele de opoziție. Pentru că un partid de opoziție și-a făcut datoria, a depus o moțiune de cenzură și a susținut-o. Dar faptul că acea moțiune de cenzură a trecut cu sprijinul unor oameni de stânga este greu de înțeles. Domnul Marcel Ciolacu m-a asigurat că moțiunea nu va trece. De aceea am și spus atunci la presă că nu va trece. Un alt aspect este legat de faptul că marea majoritate dintre socialii democrați care au votat atunci moțiunea de cenzură sunt acum pe listele PSD. Victor Ponta, Gabriel Petrea, deci șeful TSD și-au primit răsplata. Mai mult decât atât, trădarea a fost între turul 1 și turul 2 al alegerilor prezidențiale, când mă sunau din teritoriu și îmi spuneau, mi s-a spus să dăm afișele jos, să nu mergem la vot. De altfel, lucru confirmat într-un interviu dat de domnul Mihai Tudose, care a spus, am sfătuit colegii să nu meargă la vot, să nu voteze Viorica Dăncilă. Și cu toate aceste lucruri care s-au întâmplat, am obținut 3.500.000 de voturi printr-o campanie făcută cu câțiva oameni în jurul meu și prin contactul direct cu oamenii, așa cum v-am spus. Au spus mulți un scor, cel mai mic scor la alegerile prezidențiale. Păi să nu uităm că Victor Ponta a candidat atunci împotriva primarului de la Sibiu, nu împotriva președintelui în funcție, cum am candidat eu. Atât Victor Ponta, cât și acum Marcel Ciolacu candidează la cea mai înaltă funcție în stat, din postura de prim-ministru. Viorica Dăncilă a explicat la PS News și de ce a ales să revină în politică la 5 ani după ce a pierdut alegerile pentru cea mai înaltă funcție în stat. Ceea ce a fost determinant pentru mine a fost o discuție cu fiul meu, căruia am spus că eu nu mă mai implic în politică. Iar fiul meu mi-a spus, bun, tu nu te mai implici, sunt mulți care nu se implică, tu încă ai o voce puternică în politică, ce le vei spune nepoților tăi peste o perioadă când te vor întreba? Tu ce ai făcut? România este într-o situație dificilă, dar tu ce ai făcut? Tu ai luptat sau te-ai implicat ca să nu se ajungă la punctul acesta? Prima dată am zâmbit, iar pe urmă mi-am dat seama că are dreptate. Că de fapt toți ar trebui să ne întrebăm. Noi facem ceva ca să se schimbe lucrurile în România, cel puțin să participăm la vot, care este arma democratică pe care putem să o folosim și să încercăm să votăm cu inima, să votăm să ne fie mai bine familiilor noastre, copiilor, nepoților noștri, pentru că dacă stăm doar și privim,
nu cred că lucrurile se vor rezolva de la sine. Viorica Dăncilă candidează pentru un loc în Camera Deputaților pe listele Partidului Național Conservator Român, condus de Cristian Terheș. Relația dintre George Simion și Gigi Becali pare că scârție după doar câteva săptămâni. Șeful AUR a avut o ieșire deplasată la adresa latifundiarului după ce acesta a dezvăluit la televizor așa numitul plan Hrebenciuc. Gigi mi-a zis... Înainte sau după? Acum două luni. Cum a vorbit, deci înainte să înceapă. Cum a vorbit cu Hrebenciuc, acum trei zile cum a vorbit cu Rare și a mai vorbit cu câțiva. Cu cine? Și el... Gigi este iscoada perfectă. Din punctul meu de vedere, pentru a capta niște informații de la adversarii noștri politici. Replica nu s-a lăsat așteptată. Gigi Becali a declarat la un alt post de televiziune că așteaptă explicații de la Simion pentru că l-a luat gura pe dinainte. Latifundiarul s-a arătat deranjat și de insinuarea că George Simion l-ar fi pus pe lista AUR la parlamentare. Gigi Becali a precizat că i-a făcut un dar de nuntă lui Simion și s-a oferit să candideze, nu că a fost pus pe listă de cineva. Vă reamintim, Becali este cel care a dezvăluit înțelegerea dintre PSD și AUR de a-l propulsa pe Simion în turul al doilea de la prezidențiale. Patronul celor de la FCSB candidează pe listele AUR la Camera Deputaților pe poziția a doua, chiar sub George Simion. O adevărată bombă ecologică a fost destructurată de autoritățile locale din județul Argeș. O descindere de proporții a responsabililor de mediu a avut loc săptămâna trecută în localitatea Oarja, la incineratorul de deșeuri deținut de Repsan Energy. Anul trecut, un grup de interese din județ a cumpărat locația ca fier vechi și au încheiat un contract ilegal de tratare a deșeurilor menajere din București, fără să aibă autorizațiile necesare pentru o astfel de activitate și nici dotări corespunzătoare. Astfel, întreaga zonă a fost intens poluată, la fel și apa, iar consecințele sunt catastrofale pentru că în zonele învecinate incineratorului se cultivă intens cereale. Locuitorii au scris disperații tuturor autorităților implicate și și-au căutat dreptatea inclusiv în presă. Directorul executiv al ADI București, asociația care se ocupă de gestionarea deșeurilor din capitală, recunoaște că a încheiat ilegal contractul, dar spune că instituția s-a beneficiat de consultanți și avocați care au decis acest aspect și că lui i-a fost impusă încheierea acestui contract. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul psnews.ro. Mijlocașul spaniol Rodri a câștigat aseară balonul de aur. Jucătorul celor de la Manchester City a urcat pe scenă în cârje și vizibil emoționat. El le-a mulțumit colegilor și tuturor celor care au fost în jurul său. Cei de la Real Madrid au boicotat gala de la Paris după ce au aflat că brazilianul Vinicius Junior va ieși pe locul 2. Tot un jucător de la Real, englezul Jude Bellingham, a completat podiumul.